Salut, Rătorul Cosmin, iar astăzi o să discutăm despre un top 5 monștri din Scooby-Doo, unde ești tu alături de Masio. Aveți și canalul acesta în descriere, să dați și lui un subscribe pentru că face o treabă foarte bună și sperăm să revină cât mai repede cu noi clipuri pe canal, iar noi trecem de la. Ei bine, Black Knight a apărut în episodul What a Knight for a Knight. Cavalerul Negru era deghizarea domnului Wickles, folosit pentru a speria vizitatorii și să fie alungați departe de muzeu în timpul planului său. Cavalerul Negru a căutat să terorizeze pe oricine îl întâlnea. De asemenea, putea să emită mărituri inferătoare. Acest monstru prindea viață doar în nopțile cu lună plină, iar de asemenea era destul de puternic și foarte agil, având în vedere că avea o armură foarte grea pe el. Următorul monstru este Ghost of Capitan Cutler, care a apărut în episodul A Clue for Scooby-Doo. Fantoma capitanului Cutler a fost presupusă întoarcerea capitanului în sine, dar, în realitate, el și-a simulat moartea pentru a fura iachturi în jurul plajei Rocky Point. Acesta, când era observat, făcea doar gemete și alte gemete până dispărea fără urmă. A lăsat urme strălucitoare oriunde a mers, ca urmare a algilor strălucitoare, fiind un indiciu mai bun pentru echipa misterie. Următorul monstru este The Phantom, a apărut în episodul Castle in the Cast. Fantoma era deghizarea fostului magician, Bluestone the Great. Fantomei nu-i plac vizitatorii de pe insula bântuită unde se afla castelul Vescuz, bazându-se pe elementul surpriză ca de fiecare dată pentru a speria vizitatorii acestei insule. El folosind câte o oglindă și un proiector pentru a crea imagine a unei fantome pentru a-i speria pe fiecare dintre vizitatorii acestei insule și pentru a-i face să nu se mai întoarcă pe aceasta niciodată. Miner49er a apărut în episodul Explorează-ți propria afacere. În cea mai mare parte, el a rămas inexpresiv în timpul urmăririi găștii. Mormăia și scotea gemete pentru a speria oamenii. Părea cu adevărat șocat când a fost păcălit să creadă că se află în calea unui tren care sosește. El încerca, potrivit lui Hank, speria oamenii pentru a găsi petrol în mine. Obsedat să încerce să găsească ultimul filion de aur din mina din 1849. A fost păcălit și prins în cele din urmă. A încercat să-l prindă pe Scooby-Doo și Gașca în unele momente, dar acestea au fost decât extrema acțiunilor sale în mare parte. Vrăjitorul indian și-a făcut apariția în episodul Momeală pentru Toknapper. Vrăjitorul indian era deghizarea lui Bogmaster. El reușește să se teleporteze într-o cortină de foc. Era de fapt el folosind pasaje secrete. A fost mulțumit să vadă că slujitorul său cuprinsese o mulțime de câini, de asemenea a avertizat Gașca. Voi ce părere aveți? Care din acești monștri v-au speriat cel mai mult în copilărie? Creți cum e mai jos cu opinia voastră, sigur ne vă revedea în următoarea.